pentru că din nefericire am și eu cazuri de cancer în familie. Am și o mătușă care a suferit de cancer la sân. S-a tratat pentru că a reușit să-și depisteze la timp această cumplită boală care ne macină. Mă interesează cu atât mai mult acum cu cât sunt mămică și conștientizez mai profund această problemă. Cum se poate depista și investiga cancerul în perioada mai sensibilă a vieții noastre, a femeilor, atunci când suntem însărcinate sau când alăptăm? Cum se face această investigare pentru depistarea cancerului la sân? În sarcină și în alăptare, de prima alegere ca investigație imagistică este ultrasonografia, adică ecografia mamară. Se poate face și mamografie sau și mamografie cu contrast în sarcină sau în alăptare, în condițiile în care la ecografie găsim o leziune suspectă ecografic. Fătul absoarbe 1% din doza injectată mamei, din doza de contrast injectată mamei, deci nu reprezintă un pericol pentru făt.